Știm numele ăla. Andreea e cu noi pe fir și sper să fie ziua ei de ziua Neața. Bună dimineața, Andreea! Alo, Neața? Neața? Să rămână Andreea. Azi e fix azi ziua ta? Da. Minunat, de la Neața deranjăm. Nu cred. Ok. Neața! Hiperventilație se cheamă. Unde am nimerit cu telefonul ăsta, Andreea? În București. Ok, ești acasă? Da. Bun. Îmi beau cafeaua. Ce făceai, ca să calculăm împreună? Ce făceai pe 1 februarie 2008? Mă pregăteam de majorat. O la la! Împlineam 18 ani. Deci, tare. Deci, tare. Bun. Bun, cum a fost majoratul? Cum, la momentul respectiv, cum se făcea odată? Într-un apartament cu... În șosete. Petrecere la oache. În șosete. Ce? Nu știu că era filmulețul ăla pe YouTube, Petrecere la oache, era din Călăraș. Și era Revelion la oache acasă, serios. Bun. Nu l-am prins, am făcut majoratul în Târgoviște, așa că... Revelion acasă era cel mai bun. Andreea, hai să facem arc peste timp și să ne vedem peste încă 15 ani. Noi nu avem curaj, că la vârsta noastră este letal să te gândești la... Dar sau tu, măcar e un semn de optimism. Tu, peste încă 15 ani, cum te vezi? Încă aici. Bun, asta este bine. Deci... Adică nu pe planeta asta? Ok, bun, bun. Nu știu, cu copii, cu nepoți, cu... Bine, e greu. Dar cu... Îți mai iei doi câini. Unde? Eu mă văd fericită. Fericit, minunat, bravo. Ce putem că să sunt cu copii, noi? Cu nepoți, cu ciofi, dar să fiu fericit. Ce putem noi să facem pentru tine? Și la fel vă urăși și vouă, că e și ziua voastră. Asta zic, fiind născută chiar de ziua noastră, hai să-ți facem un la mulți ani, cum n-ai avut până acum foarte, foarte mulți oameni, cei mai buni, cei mai mulți celebri. Să-ți facem un la mulți ani, Nazi. Depinde și ce muzică asculti în mașină. Îți vom face un la mulți ani? Se face următorul la mulți ani. Din partea echipei lărgite de Neața, pentru prietena noastră, care în 1 februarie 2008 împlinea 18 ani. Azi îți spunem, în 2023, la mulți ani!